Centrul multifuncțional din Craiova a găzduit astăzi deschiderea simpoziului internațional de sculptură Drumuri Brâncușiene, organizat de Casa de Cultură Traian Demetrescu și Primăria Municipiului Craiova. Ajuns la cea de-a cincea ediție, evenimentul are ca temă creația poetului Alexandru Macedonski. Simpoziul internațional de sculptură Constantin Brâncuș se află, cum am spus, la a cincea ediție și se bucură de un prestigiu internațional, ocupând un loc important în rândul activităților culturale de gen. Evident că acest lucru nu s-ar fi putut întâmpla dacă n-ar fi avut susținerea Consiliului Local al Craiovei și al Primăriei Craiova, care a pus la dispoziția Casei de Cultură facilitățile materiale pentru desfășurarea acestui simpozion. Evenimentul este organizat de Casa de Cultură Traian Demetrescu cu sprijinul Primăriei Craiova. Acum 5 ani s-a început timid cu câțiva artiști craioveni care au avut inițiativa de fapt a Casei de Cultură Traian Demetrescu, au răspuns inițiativei Casei de Cultură Traian Demetrescu, însă datorită eforturilor depuse de angajații Casei de Cultură Traian Demetrescu, anul acesta domnul director, căruia îi mulțumim pentru felul în care a organizat această activitate, simpoziul a căpătat notorietate. La ediția de anul acesta, majoritatea participanților este formată din sculptori străini. Este prima dată în România, consider că este o țară foarte interesantă, mai ales că este patria lui Brâncuș, este unul dintre părinții sculpturii, așa cum văd sculptorii. Sculptura se va numi Vers Liber și este o sculptură care constă în două bucăți, care formează un întreg. My name is Kei Nakamura, I come from Japan. Domnul Kei Nakamura din Japonia, care a mai fost în țara noastră de 3 ori, invitat la diverse simpozioane de sculptură. Titlul lucrării, Morning Melody, can you repeat please? Are we morning melody? Suntem noi melodia dimineții, un titlu foarte poetic, de altfel și tema simpozionului. Sursa de inspirație din acest an pentru participanți este opera Alexandru Macedonski, poet despre care participanții străini au aflat prin prisma evenimentului. Nu este prima dată în România, dar este prima dată când lucrează în România, el venind de acum câțiva ani în vacanță aici. Îi place să lucreze în marmură. Lucrează în Italia, așa cum am spus, și titlul lucrării sale va fi Copacul între nori, prin care vrea să creeze o legătură între natură și cer, prin legătura cu copacul și pământul și cerul, legătura fiind copacul. I hope the stone will be fine to have this energy of the earth and the sky. Înainte să particip la simpoziu, nu știa prea multe despre Alexandru Macedonski, pentru că, mă rog, cultura țării sale nu include acest poet, dar s-a documentat și a aflat că este printre primul poet care a introdus versul liber în lucrările sale și de aceea și-a ales titlul Vers Liber pentru lucrarea dânsei. Despre Macedonski doar a auzit și la prima călătorie în România și acum mai ales că a venit în Craiova, dar nu cunoaște opera sa. Tabăra de sculptură este deschisă în curtea centrului multifuncțional. Artiștii au la dispoziție 30 de zile să transforme bucățile de marmură în operă de artă. Cea mai frumoasă piesă va fi desemnată în urma unei jurizări. Noi am făcut, nu știu dacă e prima dată, dar prima dată când fac parte dintr-un asemenea juriu, am făcut o prejurizare a celor care au vrut să se înscrie în această manifestare artistică. Și au fost extrem de multe oferte. Au fost peste 80 de proiecte care s-au trimis. Deci, dintr-o dată, cei 8 care sunt acum aici au intrat într-o preselecție. Le dăm un credit că, într-adevăr, avem încredere că vor reuși ceva de excepție. Finalul simpoziului Drumul Brâncușiene va fi scris pe Esplanada Teatrului Național Marin Sărescu, unde vor sta expuse pentru o vreme piesele realizate de artiștii participanți.